O familie din Pitești urmează să fie evacuată dintr-un imobil de locuințe sociale după ce a aruncat gunoiul direct de la geamul apartamentului. Faptul pare să nu fi fost una singulară, familia fiind amendată de mai multe ori din același motiv. Autoritățile locale care supravegheau zona au filmat momentele în care resturile erau aruncate pe fereastră. În urmă cu câteva săptămâni, echipele de salubritate ale primăriei Pitești au făcut curățenie în cartier, însă gunoaiele au reapărut în scurt timp. Din această cauză, autoritățile au hotărât să monteze mai multe camere de supraveghere în zonă. Astfel, polițiștii locale au aflat că responsabil pentru gunoaiele din cartier erau locatarii unui imobil de locuințe sociale. În trecut, familia în cauză fusese amendată pentru același motiv, iar acum urmează să fie evacuată. Mai mult, pe lângă faptul că vor fi evacuați, argeșenii care aruncau gunoaiele pe geam vor fi nevoiți să plătească și suma de 4.566 de lei, cât a costat chiria și întreținerea în cele trei luni, cât au stat în respectiva locuință. Primăria a mai anunțat și că polițiștii locali vor continua să supravegheze zona, iar toate persoanele din imobilul social care vor continua să arunce resturile în mod corespunzător riscă să rămână fără locuințe.